Când un scriitor primește o astfel de întrebare, obișnuiește să spună că e emoționat, că e copleșit de impresie, eu o să spun că mă simt în elementul meu. Și asta pentru că, deși am început relativ târziu să public la editura Coresi, deci cu 2 ani în urmă numai, am reușit să public 12 cărți, 12 volume. În primul an am publicat 3 și tactul ăsta l-am menținut până anul acesta, când am introdus un fel de cum să-i spun, obișnuință ca în fiecare primăvară să public un volum de haiku. Acesta este al 4-lea, care se numește Roa anului anterior. Deci acesta, care este publicat chiar în zilele astea, îi spune Roa anului 2017. Și de ce am ținut neapărat să fie menționat anul? Pentru că, deși e vorba de haikuri, deci poeme cu o valabilitate atemporală, în această carte, totuși sunt unele poeme care sunt legate absolut de evenimente singulare care s-au petrecut anul trecut, asta pe de o parte. Iar pe de altă parte, ele imortalizează periplul meu biografic, aș putea spune, prin lume. Deci chiar acest volum, care cuprinde 100 de poeme, este împărțit sau are 5 secțiuni, unde am fost anul trecut. Deci o parte e dedicată, o secțiune e consacrată unei regiuni din Suedia care îi spune Småland, unde locuiesc. O altă regiune este Skåne, unde și acolo staționez, ca să zic așa, o parte din an. Pe urmă e una dedicată Dobrogei, unde am fost toamna trecută și am întâlnit niște autori de haiku minunați cu care am încheiat prietenii, care sper să dăinuiască peste ani. Și ultima parte este dedicată Bucureștiului, unde și acolo am acum suntem la București. Deci și aici am avut experiențe sau trăiri deosebite. Iar secțiunea mediană, care se intitulează Cum s-o faci de oaie, e de fapt o culegere de senriuri, care senriuri de fapt e o specie tot japoneză, dar înrudită cu haiku, deci e tot structurată pe 3 versuri, 5-7-5, dar care nu impune folosirea kigo-ului și, mă rog, alte, printre altele. Acum vorbesc, eu pornesc de la ideea că auditorul meu nu știe ce e haiku-ul. Și, deci haiku-ul trebuie să aibă un kigo, deci un cuvânt care se concentrează sau care denumește un anotim, printre altele. Senriul nu are cerința asta. Pe urmă, haiku-ul este absolut, e un poem care se referă la natură, deci nu e un poem filozofic, nu e filosofia și toate astea le trăiește autorul sau le deduce din versuri, sunt foarte concrete. Și deci, prin faptul că abordează natura, se subînțelege că subiectele politice sunt excluse. Ori în senriu aspectul ăsta nu e o cerință. Și dacă citim titlul, Cum s-o faci de oaie, poate mulți cititori se duc cu gândul la numele unui anumit ministru care a făcut de oaie de câteva ori anul trecut.
Și o altă caracteristică a SNR-ului e umorul. Bine, și în haiku. În haiku umorul nu este exclus, dar în SNR-ul umorul e declarat și chiar sarcasmul e permis. Și dacă mi-e permis și să citesc unul din, sau să exemplific acest gen, SNR-ul, aș citi, aș alege o secțiune. Mai trebuie spus și așa că, pe lângă faptul că există astea 5 capitole, fiecare dintre, sau nu fiecare, ci poemele la rândul lor sunt grupate în câte 3, deci, și care au un titlu, pentru că haiku nu are titlu de obicei, dar eu le-am, asta e contribuția mea, stimați spectatori, contribuția mea la istoria haiku-ului e că eu le-am grupat în câte 3 și am dat un titlu. Asta puteți șterge. Da, să găsesc. Ei, am găsit. Și acum citesc la întâmplare 3 seniriuri din capitolul Cum s-o faci de oaie. Și titlul e Poeme cu frunze și oi. Păstorul cel bun, la fiecare oaie câte o frunză. Cei care sunt familiarizați cu viața politică și asta pot să înțeleagă ușor aluziile. Următoarea. Statuie vie, daia lângă o frunză căzută în lapte. Și ultimul. Cu frunze cu tot, sus la poarta raiului decât o oaie. Și încă una, acum că nu mă, dacă tot am început, mie îmi place să folosesc și limbajul, să speculez, să folosesc omofonii și asta, cum se spune, când începe fiecare cuvânt, începe cu aceeași literă. Am uitat cuvântul, îmi pare rău. Dar vă exemplific cu un astfel de poem care îi spune: doi dovleci dați de-a dura dimineața, daia depășit. Dacă aș face o mică preistorie a preocupărilor mele literare, bineînțeles că am fost preocupat de scris încă din România. Pentru cei care nu știu, eu am plecat sau am fugit, ca să spun așa, deschis în 84 din România și am luat-o spre Iugoslavia și după 5 zile de rătăcit prin păpușoi am ajuns unde trebuia și de acolo am ajuns în Suedia. Dar trebuie să spun că în liceu fiind, în orașul meu, în Reșița, am participat la un cenaclu literar, Semenic, cui spune, unde am avut primele încercări de literare și unde s-a trezit pur și simplu dorința de a scrie. Acolo am avut mentorii mei care au comentat cele citite în cenaclu și pot să spun că cenaclul Semenicul a fost pentru mine unul din punctele luminoase ale existenței mele în România. Și poate că mulți or să fie șocați când o să audă că eu nu am amintiri frumoase din România. Eu țara mea adevărat o consider Suedia, pentru că acolo m-am afirmat, acolo mi-a fost recunoscut talentul, acolo am făcut studiile, acolo am petrecut, acolo m-am împlinit ca personalitate. Pot să spun că sunt mândru de faptul că sunt român ca naționalitate, nu știu de ce, dar sunt mândru de asta. De fiecare dată când spun că sunt român, o spun cu mândrie, dar în același timp sunt mândru de faptul că sunt cetățean suedez, pentru că mă simt acolo cu drepturi depline, mi se respectă personalitatea și toate astea. Dar, în același timp, marea mea dragoste
a fost limba română și nu o spun așa dintr-un motiv retoric, ci pentru că, iară trebuie să fac o digresiune, n-am încotro, în România fiind, obișnuiam să ascult emisiunile de radio la Europa Liberă, transmise mai ales de Virgil Iarunca, dacă cineva știe cine a fost acea persoană, dar felul lui de a comenta m-a sedus. Pur și simplu îmi amintesc când a vorbit despre Constantinoica, care în perioada respectivă era un subiect tabu în România, și despre cartea lui Grai și frumos în rostirea românească, așa cred că se numea. Și făcea cronici la diferite cărți de poeți români apărute în perioada respectivă. Și m-a sedus felul lui de a vorbi. Așa, eu n-am știut că limba română e atât de frumoasă până când l-am ascultat. Am ajuns chiar așa să stau cu creionul în mână și să-mi notez vocabule pe care el le folosea sau formulări, numai pentru că erau atât de frumoase. Și pot să spun că datorită lui eu am îndrăgit limba română. Iar când scriu haiku, acum revin la ea, deci pentru mine nu e numai să important numai să scriu un aspect sau deci ce se obișnuiește a surprinde prin haiku, dar și felul, într-un fel, de a valorifica un anumit cuvânt care mie îmi place cum sună și să-l folosesc acum o metaforă poate răsuflată, dar asta e. Să folosesc acel cuvânt ca un diamant pe care îl montez într-un inel de aur și în felul ăsta să scot în evidență acel cuvânt. E felul meu de a savura, asta e cuvântul, de a savura frumusețea limbii române. Și acum să revin după paranteză, că asta a fost introducerea. Deci, după timidele mele încercări făcute în România, când am ajuns în Suedia, a urmat un hiatus de vreo 20 de ani, pot să spun, când m-am concentrat pe studii, de să mă integrez în societatea suedeză. Și odată cu apariția internetului și tot ce cunoaștem noi acum, pentru că internetul n-a existat de la începutul lumii, am descoperit grupuri de haiku pe internet la care m-am afiliat și am reînodat legăturile cu limba română și s-a născut în mine din nou sentimentul că dacă eu am reușit să trec granița, pentru că eu când am trecut n-a fost numai așa de aventură, eram conștient că dacă o să fiu somat acolo să mă opresc, eu nu o să fac lucrul ăsta, ci prefer să mor. Acum folosesc cuvinte mari, dar n-am ce face, că asta era realitatea. Eu eram așa de dezgustat de viață în România, încât am zis că decât să trăiesc cu astfel de viață, asta nu înseamnă trai, mai bine termin cu viața. Și să o termin într-un mod laș, că n-am avut curajul să-mi pun eu ștreangul de gât, dar am zis prefer să mă împuște altul. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, am trecut și atunci am avut așa un fel de trăire mistică, să zicem, quasi mistică, în care am zis, dacă mi-a fost dat totuși să trăiesc, înseamnă că am o misiune de făcut, adică cumva trebuie să dau un sens vieții mele ulterioare. Și revenind acum la ce s-a întâmplat după ce m-am integrat eu în viața socială și am devenit bibliotecar și deci aspectul ăsta a fost rezolvat. Am revenit la visele mele literare și am văzut ca o datorie faptul ăsta de a construi cumva un pod, o legătură, deci să fiu un intermediar între culturile astea de română și suedeză pe care eu le iubesc pe amândouă. Și atunci lucrul cu care am pornit a fost să prelucrez o culegere de basme, de legende românești,
și să le traduc în suedeză și de fapt asta a fost debutul meu, a fost în suedeză, prima carte pe care am scris-o. Dar în același an, cum spuneam mai devreme, am publicat și în românește trei cărți, iar una dintre ele a fost o culegere de medalioane literare, le spun eu, deci cronici, nu numai despre cărți, ci despre personalitatea, întreaga personalitate literară a unui autor suedez, în care am integrat și traduceri din, deci am exemplificat cu traduceri din poemele lor, pentru prima oară traduse în românește. Deci cronici pe care în prima fază le-am publicat trimestru de trimestru în revista Poezia de la Iași. Și când s-au adunat ci 7 prezentări, eu am selectat poeți suedezi contemporani și mari, deci vârfurile, cum ar veni. Și când s-au adunat astea 7 portrete, am zis că ar fi potrivit să le public, să le adun într-un volum și să le public așa, ca să îi dau o amploare sau cum se spune, o arie de răspândire mai mare. Și am propus domnului Poenaru de la editura Coresi ideea asta și el mi-a acceptat-o fără niciun fel de obiecție și de asta spun că încă de la început m-am simțit atât de bine în pot să spun că a fost norocul vieții mele în sub aspectul acesta. Și deci a fost unul din de ce spun, nu pentru că uite ce lucru mare am făcut eu, ci ca să dau un exemplu că așa cum am popularizat cultura română în Suedia, am făcut și drumul invers, să popularizez cultura suedeză în română. Și acum o să anticipez întrebarea dumneavoastră și o să spun așa că precis m-ați fi întrebat care sunt proiectele mele de viitor. Eu o să spun așa că încă toamna asta intenționez să public un volum de basme originale și în suedeză și în română, tot în ideea asta de a comunica, de a face legătura asta între cele două culturi. Și sper să nu vă fiu obosit prea mult cu logorea mea verbală și cu alte ocazii poate o să vă povestesc mai multe. Văd că deja se pregătește scena pentru sesiunea următoare.